Crimă șocantă într-un sat de lângă podul Iloaiei. Un tânăr de 19 ani și-a ucis tatăl sub o ploaie de lovituri după o banală ceartă. Tatăl locuia cu iubita în casa tatălui și după ce au consumat alcool, au început să se certe. Tatăl și-a dat fiul afară împreună cu partenera sa. Nervos, acesta a luat un par și l-a bătut pe bărbat până l-a omorât. Ceartă încheiată tragic în satul Doroșcani din apropiere de podul Iloaiei. Un tată și un fiu s-au luat la ceartă după mai multe pahare de alcool, iar într-un acces de furie, tânărul a pus mâna pe un par și și-a lăsat tatăl într-o baltă de sânge. Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru victimă, fiind declarat decesul. A fost dirijat echipajul cel mai apropiat, echipajul de prim ajutor, smurță la podul Iloaiei, care a găsit pacientul cu traumatism craniocerebral sever și stop cardiorespirator instalat cel mai probabil secundar acestui traumatism sever. A fost începută resuscitarea, a fost trimis echipajul de terapie intensivă care a continuat manevrele de resuscitare avansată, timp îndelungat, a constatat că era vorba de leziuni multiple la nivel craniocerebral, craniofacial, dar și posibil coloană cervicală și a fost, din păcate, încetată resuscitarea. Vecinii povestesc că asemenea certuri erau dese în familie. Vorbeam cu vecina, permanent și am spus, Mihaela a să ajung ori să o moară, între dânsă, ori a să moară de băutură, că fiecare cine poate să revească de la așa ceva, nu s-a acceptat, doamnă, nu s-a acceptat. E dezastru, e strigător la cer, uite, eu rămas și copii minori, e strigător la cer și s-a întâmplat. Așa, să se sedeie cu parul în cap, așa ceva, n-am putut să văd. Polițiștii l-au reținut pe agresor timp de 24 de ore. Potrivit acestora, tânărul a conștientizat ce se întâmplă, abia după ce și-a văzut tatăl fără suflare. Inculpatul a comis faptul într-un acces de furie, iar ulterior a manifestat o atitudine de recunoaștere și regret față de aceasta. În cursul zilei de astăzi, urmează să fie înaintat către Tribunalul Iași, referat cu propunere de arest preventiv pentru o durată de 30 de zile față de inculpat. Potrivit vecinilor, trei copii minori au rămas acum fără tată.